Salut, prieteni, și bine v-am găsit la ziua lui Sonic. Face 31 de ani. E insane. A cam îmbătrânit Sonicul nostru și venim cu noul update. După cum vedeți, a transformat aici foarte frumos intrarea. Opa, avem și o ruletă. Ia să vedem, câștigăm ceva. Ia. Ce câștigăm? Cum ar fi să câștigăm niște chaos de-aia? Bă, de ce s-a oprit? Vezi că e bine? Vezi că e forță? Deci am câștigat ce e asta? 10S? Bă, dar de ce nu spune ce? În fine, nu mai contează. Și avem noul update aici, uite, ne face cu mâna Sonic și putem să deblocăm torul de tot regele Sonic, skin-ul Ultra, care este de fapt Sonic-ul vechi, din primele seriale cu Sonic, este așa mai 3D-ul ăla de început, să spunem, așa mai pixelat, dar super mișto. Trebuie să strângem niște cadouri, se pare. Opa, avem și pe Amy aici, asta pe băncuță. Și pe Sonic, care vrea să ne primească la tortul ăsta mare. Îi mâncăm tortul, ce ziceți? Mamă, și câte cadouri a primit Sonic de la abonați. Vezi că e forță, uite și cadourile pe jos. Noi trebuie să le colectăm. Din păcate, viteza asta e un pic cam mare. Și văd că avem cadouri și pe sus. Pe astea nu le colectăm, mă? Opa, trebuie să... vezi că trebuie să sărim acum. Ia, vezi, vericule. Ia, vezi, n-am putut, ok, mai mult. Vezi că trebuie să sari în cadouri ca să le deblochezi. Vezi că e bine. Vezi că e bine, să avem un pic viteza cam mare, dar totul e ok. Și am zis să vă prezint acest nou update, deoarece mi s-a părut super interesant. Văd că mai avem baloane și pe sus, pe acolo. Ok. Și n-am mai jucat joculețul, dar am zis, băi, trebuie să prezentăm și noi update-ul ăsta. Nu se poate. Abonații vor să vadă un nou update. Și am zis, bă, hai update-ule! Am văzut că s-a făcut update și na, merită să jucăm, nu? Hopa! Bă, dar de ce... Mamă, e cam greuț, vedeți că e cam greuț? Vedeți că e greuț, rău de tot. Trebuie să prindem astea, baloanele, cadourile, toate astea. E un pic cam greuț, dar e super mișto. Uite, când le luăm ne dă 200 cadouri, vezi că e insane. E bine, sunt rău de tot. Și sunt curios ce se întâmplă acolo sus. A, sunt tot cadouri, ok, credeam că s-a mai adăugat un card de ăla să mai deblocăm un Sonic sau ceva de genul. Hai că era insane, ok. Cam greuț aici, văd că nu le-a pus și ăsta în ordine jocul, cam greu. Da, guys, și nu uitați de like, anusul ăla bombă și de subscribe, pentru că Sonic se va bucura dacă vom primi, am ratat, dacă vom primi un like de la Blanaus și un subscribe nebun, se va bucura și Sonic și va împlini și el anul viitor 32 de ani. Wow, o să fie bătrân Sonic, bă, dar e greuț să prinzi astea, o să fie foarte bătrân după aceea. Sunt curios cum mai reușește el să fugă atât de repede la vârsta asta lui. Wow. Și ce cu zona asta? What? E o nouă zonă? Încă se construiește, deci va apărea încă o nouă zonă, guys. Interesant. Foarte interesant. Și se pare că mergem un pic cam rapid. Câte de-astea sunt pe aici. Ia să vedem, pac. Bă, dar de ce n-am putut să iau? Bun. Spamăm aici click-ul ca nebunii. Bă, ia mă ăsta, bun. Și hai să vedem cât putem urca. Se pare că balonul nostru urcă ceva. Nu! Un picuț cam greu, dar ne obișnuim. Băi, nu cred că mai pot să urc, da, nu mai pot să sar atât de mult, dar e interesant. E interesant, uite, am făcut și level 264. Vezi că e bine. Și trebuie să mai strângem, uite, baloane. Balonașe! Trebuie să mai strângem puncte de-astea, poate deblocăm și noi un skin, știți ce zic? Ia să vedem, ajungem la balonașe, ajungem, vericule. Nu cred că Rafa a prezentat update-ul. Și am zis, bă, hai să-l prezint eu. Că e destul de interesant să știți update-ul. Cum sar pe baloanele astea, chiar îmi place ideea de a sări. Și sunt destul de ușor de luat cadourile. Mai greu de luat baloanele astea. Dar ne chinuim un pic, bun, și am luat balonașele. Bă, că avem cam peste tot baloane. Ok, e interesant, dar trebuie să te chinui un pic. Uite, la ala nu puteam să ajung. Cred că trebuie să avem viteza mai mare, gen. Great job! Am deblocat ceva. Hai să mergem să vedem ce am deblocat, guys. Hopa, ușurel. Și am deblocat primul chaos. Sau cum s-o numi el, parcă era chaos. Da, unii zic chaos, nu mai contează. Și ia să vedem. Deci eu aveam unele destul de slabe și l-am deblocat și pe ăsta. Bă, interesant, pot să-l echipez. Pot. Și din păcate n-am mai jucat ca să deblochez skin-ul, trebuia să farmez foarte mult și m-am lăsat, am lăsat o baltă, n-am mai farmat, dar acum încercăm să facem o nebunie, să vedem câte
puncte de astea, câte cadouri gen putem, putem să strângem pentru a-l ajuta pe Sonic să îndeplinim visul, visul de 31 de ani pe televizorul nostru, în inimile noastre. E insane. Hopa, balonaș! Nu! N-am putut să le iau din zbor. Se pare că din zbor nu prea pot să le iei. Ok. Aici, cadouri. Bun. Și cam atât. Uite alte cadouri. Băi, vezi că e mișto. Sunt curios în câte zone găsești cadourile astea. Tare sunt curios. Uite câte sunt pe aici. Vericule, vezi că au plecat cadourile. Da, și hai să-i urăm lui Sonic un la mulți ani așa pe clipul video. Pentru că ne-a făcut viața mai frumoasă. Să spunem așa și ia să vedem ce primim. XP, bă, XP slab, slab rău de tot. Hai să mergem și în celelalte hărți. Să vedem dacă reușim să găsim ceva mișto. Ok, deci nu pot să le iau pe alea. Hopa, balonașe, balonașe, balonașe. Bun, le luăm și pe astea. Ah, am ratat aici, dar nu mai contează. Parcă erau niște baloane aici. Vezi că sunt baloanele aici. Ah, dar nu pot din aer, am uitat. Ok. Bun. Trebuie să le luăm pe toate. Opa, ce-i cu zona asta? Enchant? Vezi că acum poți să dai enchant la Chaos. Bă, nu știam de chestia asta. E ceva nou, vedeți? V-am arătat încă un lucru mișto. Poate nici voi nu știați. Poate n-ați mai jucat juculețul. Pentru că e destul de greu totuși să faci level. Credeam că m-am blocat. Adică gen, la un moment dat, opa, la un moment dat o să te cam plictisești să faci level. Știți ce zic? Ia să vedem, n-am putut să fac din prima. Ah, n-a sărit, mai încercăm o dată. Tot așa, nu, deci nu merge. Trebuie tot cu săritură. Hai să vedem, prindem. Bun, n-am prins ce trebuia, dar e ok. Pac, asta am făcut-o din prima. Deci avem totuși viteza destul de mică, level-ul. Dar nu mai contează, doar să ne distrăm noi aici. Hopa, cadou, Eggman. Oh, și acum am văzut care fața lui Eggman. Ok, deci avem zona de enchant și în harta numărul 2. Cred că în fiecare hartă o avem. Cred. Nu sunt stat la asta, sigur, dar e bine că sunt cadouri peste tot. Băi, am ratat ăla, balonul. Băi, am balonul. O să se audă un pic cam urât așa pe video. Deci când am viteză foarte mare, nu mai prind astea. O să se audă un pic cam urât tastatura pe video, dar nu mai contează, guys. Nu mai contează, sunt curios. Putem sări aici. Bun, bun. Nu, îl voiam și pe ăla. Bun, bun, bun. Ah, e cam greu, e cam greu că am încălcit așa. Dar am strâns ceva puncte, vezi că e bine. Și ne pregătim de următorul reward. Mamă, dacă de repede se strâng punctele astea. Gen în update-urile trecute, mult mai greu dura să strângi punctele alea. Plus că trecea foarte repede timpul respectiv și dispăreau, după aceea apăreau din nou. Uite, am făcut level 2 la Chaos-ul nostru. Bun. Luăm și balonașul, l-am luat și pe ăsta, vericule, luăm și pe ăsta. Uite, la, băiatul ăla are skin-ul de Sonic legendar, ăla legend, ăla vechi de tot. Mai pe scurt, ei au vrut să introducă un skin care nu arată atât de bine, da? E vechiuț, dar a vrut să fie emblematic, să fie din primele, din prima serie cu Sonic. Asta a vrut, de fapt, developerul. Să arate cum era Sonic înainte, când, na, era mult mai greu să desenezi. Băi, da, de ce îl ratez pe ăsta? Era mult mai greu să desenezi un personaj atunci. Acum e mult mai ușor, plus că softul te ajută, alte lucruri de genul. Atunci era mai greuț. Și el a zis, bă, hai să facem un lucru mișto, să-l aducem pe Sonic cu vechi. Mie mi se pare destul de mișto joaca asta și îmi place că, bă, ai odată, mă, luați astea. Îmi place că se strâng destul de repede cadourile astea. Ceea ce pentru mine e super insane că nu mă chinui așa de mult. Din păcate, uite, în afară de ăsta unde e un pic cam greu să urci, gen, nu prea mă prind eu cum ar trebui. Bun, bun, bun. Da, e greuț, e greuț. În afară de ăsta care te duce foarte mult în sus, nu prea sunt așa multe baloane de-astea care să te arunce, să zicem așa. Uite, încă unul aici, bun. Și să vedem pe aici pe sus ce avem. Bă, că nu prea avem nimic, așa am și picat. Ok, nu mai contează. Wow, deci acolo e insane, sunt multe baloane. Hai să încercăm să facem astea cu multe baloane. Nu știu dacă vom reuși, gen. Și gen, nici nu știu dacă putem sări până acolo. Cred că mai sus, ok. Și de aici băgăm o săritură de asta, da.
Hai că am reușit. Bun. Și hai să vedem, reușim să facem baloanele astea? Eu zic că reușim. N-am reușit! Bă! De ce nasări? Deci înseamnă că nu avem suficient level sau chiar nu știu. Hai să vedem următoarea hartă, să vedem care-i treaba cu următoarea hartă aici. Hopa, s-a blocat ăsta micuț. Și cam cât ne-ar lua în următoarea hartă să strângem punctele pentru a debloca următorul reward. Aici o să încerc eu o nebunie. Da, nu merge. Ok, lăsați, nu mai încercăm. Mereu mă bate viteza lui. E mult prea mare. Bun, am trecut și hai să vedem. Mamă, am văzut că unii abonați au mult mai mult. 2000, 3000. Am văzut pe YouTube la unii youtuberi că aveau 15000 la viteză aici sus la level, mă refer. Bă, nu știu cum au reușit aia să facă atât de mult. Îmi spune și mie cineva cum au reușit. E insane de mult. Ia să vedem, strângem pe aici toate cadourile. Bă, dar ne-a lăsat ceva cadouri. Și văd că pe hărțile astea la altea au început să bage baloanele cât mai sus, cât mai nașpa. Bun, 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 bun. O, vericule, și am dat aici de haur. Ia să vedem, bun, bun. Bă, nu, n-a fost bun. Cred că luăm așa. Nu, n-am reușit să le iau. Ok, era prea sus, nu mai contează. Le cam bagă și aurii ăștia prea sus. Ca să te chinui, să te urci, să fie mai greu să le strângi. Hai să vedem ce putem debloca și încheiem și noi clipul video, deoarece e destul de lung. V-ați prins care e ideea cu cadourile. Poate mulți n-ați mai jucat și nu știați de update. Și aici vine Vali, intervine Valica cu update-ul ăsta Blanaus. Bă, dar de ce nu sare? Ia să încercăm noi să ajungem undeva miștorul de tot. Sper să nu mă arunce foarte tare. Bun, nu m-a aruncat foarte tare. Și acum să vedem ce-s cu balonașele astea. Opa, opa. Ia să vedem. Una, două, trei, bun. Hai că le luăm, hai că le luăm, hai că le luăm, guys. O, vericul le-am luat. Mamă, câte cadouri sunt pe aici și am deblocat un nou reward. Ok. Nu, l-am ratat pe ăla. Bă, ok, deci am 2000. Nu, am 25.000 de puncte. What? Încă un ceauz de ăsta mai frumosel, ok, deci se pare că poți debloca destul de repede premiile cele mari. Nu o să mai stăm acum pe clip, deoarece am filmat suficient și sunt curios să, da, pot să le echipez pe ăsta, dar mi l-a scos pe ăsta, ok. Nu știu care e mai bun, sincer, între bine, asta are level, dar zic care ar fi mai bun. Dar de arătat arată mai bine capul ăsta de cutie. Și nu uitați de like-anul și de subscribe și vă pupă Vali, hai să dăm așa un rebirth de final de episod.